Bine ați revenit, dragi oameni buni, la un nou episod din seria noastră de Regatul Leilor. Acum câteva zile am făcut un live cu această serie și un live în care efectiv am fost destul de productiv pe partea de villageri, pentru că i-am adus Aisu și pe restul de villageri. Practic off-camera m-am pus eu să ridic puțin stâlpii ăștia și să fac și exteriorul părții de jos, care by the way vedeți că conține cupru și nu o să se oxideze cuprul ăsta, adică nu o să se facă albastru deoarece e wax copper și a durat să fac wax copper-ul ăsta, dar e bine că l-am făcut. În partea asta avem villager și practic astăzi cam de asta o să ne ocupăm, o să facem clădirea pe exterior, practic o să facem toată clădirea pe exterior și va trebui noi să le dăm și meseria acestor săteni. Din start vreau să vă spun că îmi pare rău că acest videoclip n-a apărut la 9.45, doar că asta e, se mai întâmplă, o să apară puțin mai târziu, încă nu știu exact când o să termin, dar sper eu maxim o oră și un pic, hai să zic 2 ore, să termin clipul, să pot să-l editez rapid și să pot să vi-l pun. So, yeah, îmi pare rău că astăzi n-am pus-o la 9.45, dar mâine înapoi la 9.45, să știți. Astăzi facem o excepție. Așa că, da, practic mi-am adunat eu foarte mult lemn de spruz, pentru că partea de sus a acestei clădiri vreau să vină cu lemn de spruz, partea de jos am făcut-o frumos cu granit, polish granit și cu cupru, iar acum partea de sus vreau să vină cu spruz, dar nu cum am făcut aici, vreau să vină cu spruz gen... Uitați așa să vă arăt rapid, vreau să vină cu spruz de ăsta așa, care cred eu că arată destul de interesant și practic asta o să facem acum. Nu știu dacă o să dăm drumul la un timelapse, dar poate, de ce nu, ar merge poate un timelapse, nu știu, încă mă mai gândesc, nu știu, dar nu cred că mi-a timp și ala. Așa că probabil o să-i dai eu pe repede înainte aici, o să mă pun și o să construiesc. Și sper eu să nu mă moare detaliile, acolo aș prefera eu să nu crăp când o să pun detalii. Să sperăm că nu. Așa că, da, bine ați venit la un nou episod din Regatul Leilor. Hai să-i dăm start că avem multă treabă. Bun, și practic am terminat clădirea pe din afară. Mă rog, acoperișul îmi place, dar parcă trebuia să-l fac un pic mai mare, poate doar o idee mai mare. Dar în orice caz tot n-arată rău, îmi place cum e ieșit, sincer, chiar mi se pare că arată chiar bine acoperișul ăsta. Și, mă rog, toată clădirea per total arată bine, n-am umplut-o extrem de mult de detalii, dar i-am făcut ceva cât de cât aici să fie, să arate decent. Și acoperișul, v-am zis, arată și el decent, pot să zic, arată ok, arată chiar ok, având în vedere că oricum nu știam ce acoperiș pot să fac aceste clădiri ca să arate relativ bine. Acoperișul ăsta îmi place, cred că, v-am zis, poate trebuia să vin cu el un pic mai în afară, dar e ok și așa, pentru moment chiar nu cred că arată rău. Și acum vreau eu să-mi iau niște lemn de spruz, dacă mai am în principiu, dar văd că mai am ceva, o să fac o ușă, de restul să fac niște trapdoor-uri, pentru că vreau eu, evident, aici să fac acea ușă șmecheră pe care cred că o știe toată lumea și să vină, așa, să vină acolo, da, hai să o punem să vină încoace cumva. Și ar trebui să se deschidă ușa așa. Ok, da, e bine și așa, bun. Și o să vină asta așa frumos. Uite, așa, perfect. O să vină și aici. Acolo. O să vină și astea așa, bun. Și astea de aici o să le sparg. Și practic aici, în afară. Hai mă. Oh my fucking God. Hai tata, bun. Aici în afară, practic, o să pot să fac chestia aia cu scările, dacă am, uite, am aici niște scări de astea frumos, bam, bam, și gata. Merge. Hai că parcă n-arată rău neapărat, dar pot să mai fac o chestie. Chiar cred că pot să mai fac o chestie, și anume să fac un fel de bolt aici. Nu știu cam cum ar arăta bolta asta. Ceva de genul ăsta. Bă, da. Chiar îmi place super mult cum arată. Și ar trebui și aici pe dinăuntru să pun eu niște lemne. Mă rog, aici o să duc podeaua asta până în capăt acolo și după aia o să trească să o pun din nou. Așa că hai să vedem pe unde mai am eu oak. Uite aici frumos, bun. Punem așa în partea asta. Ok, și o să venim aici cu spruz. O să ducem spruz de ăsta până sus de tot. Da, până sus de tot. O să vină cu spruz, adică, mă rog, până aici. Și aici o să, da, exact la, exact la ce mă așteptam. O să trească să văd cum o să fac eu să nu se spawneze mob aici. Adică, mă rog, o să trebuiască să luminez mai mult, cel mai probabil. Da,
Oricum nu cred că la villager oricum nu o să ajungă mobi, că nu o să aibă pe unde să ajungă 100% gen. Nu o să aibă absolut niciun loc pe unde să poată să se strecoare. Dar nu poți să știi niciodată. Aici din nou o să trebuiască să fac eu podeaua, adică să pun așa frumos. Ok, și va trebui să urc din nou cu sprus de ăsta șmecher, care va veni și pe acolo, by the way. Va veni și prin partea aia. Poate ar fi trebuit să-l duc pe aici, gen... Da, e ok, lasă așa, că parcă n-arată rău ieșirea aia acolo în margine, sincer. Îmi place destul de mult cum arată. Bun, și acum o să trebuiască să pun eu și acolo sus, dar nu prea pot. Uite așa, perfect. Bun, și în felul ăsta sunt izolați și villagerii, ceea ce este absolut, absolut perfect. Și o să fac eu, evident, treaba asta. Bun, și nu știu dacă o să le pun, să le adaug de-astea. Trapdoor-uri așa aici și acolo ar fi trebuit, uite că am slab-uri la mine. Merge. Iar aici aș fi putut să fac chestia aia, să pun ceva aici sus, dar nu știu dacă, de fapt... Pentru moment o să pun podul ăsta pe care l-am și cu floarea asta. Ok. Și nu știu, poate o să aduc acolo două slab-uri să pun, dar mă mai gândesc la treaba asta. Așa că acum hai să coborăm frumos în partea asta, bun. Și să punem și aici fain frumos. Uite, așa. Perfect. Și o să trebuiască să acopăr și acolo cu de-alea. Stați așa să văd eu dacă mai am sprus. Și mai am ceva sprus, ceea ce este bine. O să iau și astea și hai, dăm și astea cu mine dacă tot suntem aici. Perfect. Facem așa, după care o să trebuiască puse astea aici. Frumos. Luăm astea de sprus. Luăm un slab care vine aici în margine și astea două care vin aici. Perfect. Hai, spunem și ușa. Că tot o aveam noi aici. Ar trebui să o pun de aici, nu? Da, dar vreau să deschid o pe partea cealaltă, adică trebuie să o pun așa. Bun, tat, perfect. Super, bă, chiar nu arată rău. Chiar nu arată rău, sincer să fiu cu voi. Îmi place super mult cum arată. Aici aș fi putut să îmbrac tot peretele, dar nu o să vreau să fac asta. Eventual poate să mai pun acolo una. Și aia e, gen. Și mă rog, aș putea poate și pe aici să pun. Da, dar nu, caratul. Ok, atunci lăsăm așa și hai să punem sus, dacă ne urcăm pe aici frumos sus, aici sus să punem aceste minunate chestii, de fapt, stați așa un pic, ar fi trebuit să fac poate așa, ha? Și o să duc ăsta până în capăt ca să n-arate urât, da, mă rog, oricum n-arate urât, adică chiar îmi place clădirea asta cum arată, sincer, mi se pare o clădire super, super mișto. Despawnat, n-ar trebui să spawneze nimic înăuntru, adică mob sau ceva de genul ăsta. Iar pe din afară, acolo sus, ar trebui să mergem și să rezolvăm rapid cu niște torțe. Gen, o să iau torțele astea și o să încerc să intru prin tavan, uite pe aici, pe la oasele astea de le-am pus eu. Bun. O să mai punem așa niște torțe. Pe acolo nu se spawneze, nu? Adică e câte un bloc, n-ar trebui să aibă treabă. Mai plasăm așa niște torțe pe aici, să fim siguri că nu o să se întâmple nimic. Și o să mai trebuiască să pun torțe, uite, pe aici, de exemplu. Pentru că pe aici nu am pus deloc. Și ar fi problemă și pe aici dacă s-ar spawna. După care aici, printre stâlpii ăștia, la fel, n-am pus eu nimic. So, cred că ar trebui să pun ceva. Gen niște torțe așa. I guess, ca să nu se spawneze nimic. Adică nu vreau să aud zombie când o să stau pe aici. Cam asta ar fi treaba, pentru că v-am zis, de ajuns la villager n-au pe unde să ajungă. Doar că nu vreau eu să aud zombie aia când o să stau pe aici în puii mei. Bun, hai să punem și aici frumos. Aici am pus, hai că s-a dus, ești nebun, am picat de tot. Mă rog, n-are nimic, lăsăm și noi ăsta aici și butonul ăsta și ăsta. Aici și bambusul ăsta, că nu mai trebuie. În partea asta, uite, și aici trebuie torță. Bun. După care mai punem o chestie acolo, una aici, una în partea asta, una aici și cam aia e. Cred că e destul de ok încât să nu se spawneze nimic. Pe aici la fel, cred că ar trebui să fie totul ok. Și pare totul ok. Așa că acum o să mai iau eu niște rachete frumos am aici cu mine. Închidem aici frumos
Mai admirăm o dată construcția asta pentru că, bă, chiar îmi place. Deci, sincer, chiar îmi place super mult. E prima construcție pe care o fac în care folosesc cupru. Adică știți că, da, cupru s-a adăugat în 1.17 și gen, până acum eu n-am folosit cupru absolut deloc. Așa că asta este prima construcție în care eu am reușit să folosesc cupru, ceea ce mă încântă destul de mult. Chiar îmi place că am reușit să folosesc cupru ăsta și v-am zis, chiar îmi place construcția, gen. Acoperișul mi se pare un picuț plat pentru cât e de mare construcția. Mi se pare un pic plat acoperișul, dar în același timp n-a arată nici rău neapărat, gen. E o formă un picuț mai plată a acoperișului. Dar, repet, nu ar arăta rău neapărat. Adică, mi se pare că arată decent. Chiar pot să zic că arată decent. Nu e cel mai wow, nu e cel mai îngrozitor. E ok. Arată ok. Relativ. Cel puțin pe lateral arată bine, nu se observă așa de mult. Din spate, parcă, nu știu, dacă o să-i mai adaug niște frunze, poate o să-i schimbe un pic, o să-i schimbe un pic treaba. Dar nu o să-i mai pun frunze acum, evident. Da, îl lăsăm așa pentru moment. Sau poate cine știe, în viitor o să-l mai ridic. Eu cred că dacă îl mai ridic de pe aici cu vreo 2-3 blocuri, ar trebui să arate... Să arate decent, zic eu. Dar pentru moment o să rămână așa, că nu vreau să-i mai fac altceva. Și acum o să vreau eu să... mă duc frumos și să încerc să le pun și alora, să fac niște trade-uri cu ei, gen, nu știu, pentru... O să văd cam ce mai am eu nevoie, sau mă rog, cam ce pot eu să mai pun ca să pot să fac trade-uri cu ei, în așa fel încât... Aici s-ar putea să fie low lightning prea mic. Hai să plasez eu o torță până una alta. Aici. Mă rog, n-aș fi vrut să o pun pe jos, dar... Nu știu pe unde aș putea să o pun. Mă rog, hai, las-o acolo. O să trebuiască să văd, nu știu, ce meserie o să le dau. Poate o să-i dau de fermier, o să le dau, mă gândesc. Și nu știu, o să mă uit acum pe Google să văd exact cam ce meserii pot să le dau. Și o să le dau, după care o să revin cu voi să vă arăt ce meserii le-am dat, practic. Badabim, badabum, am terminat și villagerii. Practic, în partea asta frumos avem villagerii cu... nu mai știu ce îmi dădeau ăștia. Mă rog, din ce m-am uitat eu pe Google, de fapt stați așa să văd, dar nu mai am deschis ăla, bag piciorul. Din ce m-am uitat eu să văd, știam că mi se pare că ăsta cu stone cutter-ul îți dădea armură de diamanturi, îți dădea unelte. Cred că îți dădea unelte ăsta cu stone cutter, cred că îți dădea unelte de diamant. Smithing table-ul știu că îți dă armură de diamant. De fapt nu cred că ăsta. Armorer îți dă armură, pardon. Smithing table-ul nu mai știu ce îți dă. Ăsta îți dă unelte și nu mai știu stone cutter-ul ce îți dă. Jesus fucking Christ. La stone cutter chiar nu mai știu ce puii mei puteam să obțin. Dar știu că aveam ceva și la asta ce-mi trebuia. Mă rog, în fine. Am pus și acești armorers. Pentru că, mă rog, villager cu armuri. Pentru că armuri de diamant în staff și nu strică niciodată. Și am pus și doi fermieri. Pentru că odată ce o să-i duc la maxim. Acum am făcut raid-uri cu ei doar că să-și păstreze meseriile fiecare. Odată ce o să fie duși fermieri la maxim, o să pot să obțin golden carrots. Și practic asta voiam să obțin, niște golden carrots. Așa că avem practic fermieri, de-ăștia cu armuri, de-ăștia cu unelte și ăștia care... cred că ăștia îmi dădeau quartz, mă. Quartz îmi dădeau? Cred că quartz îmi dădeau masonii ăștia. Nu știu, habar n-am. M-am uitat pe Google, pe Wikipedia și am văzut că aveau ceva ce îmi trebuia mie, dar nu mai știu ce, ok. Chiar nu mai știu ce. Și vreau să văd eu lightning-ul cât este aici. Hai să ne uităm foarte rapid. Este 10 lightning-ul. Înseamnă că n-ar trebui să spawneze nimic. Deci nu o să mai pun altă torță sau ceva de genul ăsta. Pentru că ar trebui să fie ok și n-ar trebui să spawneze nimic aici. Ar trebui să fie bine. Și practic pentru moment cam așa să fie villagerii noștri. Jos îi avem pe aia cu cărți. Cărțile mai importante, să zic așa, de care avem noi nevoie. Bine, cel mai important de aici cred că e mending-ul ăsta. După care mai avem pe aici și un feather falling. Mai avem și ce mai aveam? Unbreaking. Ăsta care are sharpness 5 și ăsta care are siltaș. Deci ok, eu am sharpness 5 pe sabie. Am, logic am. Și ăștia care practic, de la care practic pot să țin battle of XP, pot să obțin battle of XP-uri, fac trade cu ei pentru rotten flesh, au și glowstone pe aici, au și, uite, niște emeralde, chestii, da, sunt interesanți. Și ăștia, văd că aici cumva am scos eu un de la nu știu cum,
So, e bine, e bine. Avem villager, suntem ok. O să încerc să rețin ușa închisă cât pot de mult ca să fiu sigur că nu o să vină nimeni la ei. Și practic clădirea cam așa arată. Bai, de am mai modificat un pic și acoperișul, o să vă arăt, dar tot nu-mi place, probabil, nu știu, o să văd de ce o să-i fac exact la acoperișul ăsta, că nu-mi place deloc cum nu-mi place deloc cum arată, sincer. Chiar nu-mi place. Adică, mă rog, îmi place, dar până vine în partea asta din față, aici nu prea îmi place atât de mult. Până aici și până la partea din față îmi place. Dar de acolo nu mai îmi place. Nu știu, poate o să mai ridic. Deci o să fie o clădină mai înaltă decât asta. O să, nu știu, poate o să mai ridic un pic sau ceva. I don't know, sincer. În momentul de față chiar nu știu. Dar poate o să o mai ridic un pic și o să vină două acoperișe mai mișto făcute, poate. Dar asta poate pentru episodul următor. O să modific off-camera și o să vă arăt în episodul viitor. Pentru că v-am zis, nu... În momentul de față chiar nici nu știu cum aș putea să o fac. Dar mă rog, oameni buni, cam atât ar fi cu acest videoclip din seria asta de Regatul Eilor. Sper că v-a plăcut. Încă o dată îmi cer scuze pentru întârzierea acestui videoclip. Dar n-am apucat să filmez, așa că l-am filmat fix în dimineața în care trebuie să apară. Sau de asta și întârziat un picuț. Cred că vreo 2 ore întârziere. Dar mă rog, ideea e că a apărut până la urmă. Eu am fost Dani, nu uitați să lăsați un like la acest videoclip, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Și chiar acum pe ecran aveți alte câteva videoclipuri create de mine. Să ne auzim cu bine. Bye bye.